dragile mele, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi avem un test, după cum ați văzut și din titlu, și voi încerca în partea mea stângă noul fond de ten de la Maybelline Super Stay Stick și în partea dreaptă fondul de ten stick de la Anastasia Beverly Hills. Unul este drugstore și unul este high-end. Am aici 5 nuanțe de la Maybelline și este un stick mai complet. Pentru că vine și cu un burețel tip blender aici în capăt pentru a ușura aplicarea fondului de ten. Și acest fond de ten costă 55 de lei, aproximativ. Eu l-am găsit la diferite prețuri, în diferite locații. Este un fond de ten, mai bine zis, un multi-use foundation stick, pentru că poate fi folosit, la fel ca și toate fondurile de ten stick, poate fi folosit ca și fond de ten propriu zis sau pentru iluminare, conturare, retuș. M-am gândit să fac un clip tip comparație, să vedem cum se comportă. Acesta de la Anastasia l-am, cred că de anul trecut, și nici nu l-am încercat până acum, dacă vine să credeți, efectiv chiar nu am apucat, am tot uitat de el. Și acum am primit noutățile acestea de la Maybelline. Nici nu știu ce nuanță mi s-ar potrivi mai bine. Asta este 01 Ivory. E foarte cremos. Acesta se transformă, din descriere știu, se transformă din cremă în pudră. Așa este descris. Acesta este mai rozaliu și acesta este nude. Cred că classic nude. 25 este... Da. Classic Nude. Și am să merg pe Classic Nude pentru că mi se potrivește mult mai bine. Este mai neutru. Acesta este mai piersiciu un pic. Ar fi mai potrivit sub ochi la un machiaj mai puternic. Pentru început să știți că înainte să încep clipul am aplicat un primer. Acesta de la Paula's Choice Resist Smoothing Primer Serum cu factor de protecție 30. V-am zis că în timpul zilei eu nu suport cremele cu protecție solară, îmi creează iritație și le folosesc strict pe ele doar când merg la plajă. Deci atunci nu am ce face, dar folosesc. Mai ales cele cu 50 îmi creează o iritație foarte mare, adică mi ies coșuri, foarte, foarte multe coșuri, și atunci mă bazez pe aceste produse care au factor de protecție încorporat și care nu îmi provoacă coșuri. Așa că hai să începem prima dată, dacă tot îl am în mână, voi aplica fondul de ten de la Maybelline și nu știu exact cât să aplic, momentan să zicem că atât, și după aceea voi aplica cel de la Anastasia, merg cu el un pic și pe gât, astfel. Și mi-am pregătit două stensile, un beauty blender și o perie kabuki. Am să folosesc peria aici pe ten, pe față, pe centrul feței. V-am zis, am aplicat primerul înainte ca să aibă timp să acționeze și cred că mai trebuie să aplic. Îl simt uscat pe piele, nu este deloc uleios sau uns. Se întinde foarte, foarte repede din câte văd. Aici eu am un pic de piele uscată, văd că trebuie să mai aplic acolo puțin ca să nu fie, să nu se agațe acolo în pielea uscată. Și pe frunte am să întind cu beauty blenderul. Totuși observ că mai trebuie să aplic. N-am vrut să pun mult din prima ca să nu încarc, v-am zis, e chiar prima dată când le folosesc. Și aici, pe centru, mai văd că ar trebui să mai aplic un pic. Aici, spre extremități, este ok, e totul acoperit. Are acoperire medie spre mare. Acum hai să folosesc și aici beauty blender-ul. Cred că e perfect pentru vară, pentru că eu îl simt foarte uscat pe piele, adică se usucă foarte mat. Și cred că va fi și rezistent, dar asta vom vedea diseară, pentru că v-am zis, am să îl testez și revin cu check-in. Și nu mi-a mai rămas să aplic și pe ochi, dar voi aplica acum și sub ochi și pe ochi. Ups, și am uitat jumătate de nas. Voi aplica tot cu beauty blenderul.
Cred că se aplică mult mai ok cu Beauty Blender-ul. Ah, dar hai că avem de la el. Am și uitat, vezi? Avem de la el, hai să aplicăm cu acesta. Ăsta este uscat și al meu este umed. Dar se aplică la fel din câte văd. Doar că acesta este mai mic și mai precis și cred că l-aș folosi doar aici în jurul ochilor. Dar este ok și așa uscat. Îmi place burețelul pentru că este poros. E foarte moale, poros și nu absorbe mult produs. Bun, și acum să vedem stick-ul de la Anastasia. Eu mi-am ales nuanța de pe internet pentru că nu am de unde să încerc. Și este nuanța Warm Ivory. Sper că mi se potrivește, nu l-am încercat până acum, nici măcar pe mână. Am vrut să-i fac niște poze, dar n-am apucat, așa că hai să vedem acum cum va arăta pe ten, dacă e prea deschis sau nu. Și cred că mi l-am ales un pic prea deschis și mai piersiciu decât sunt eu. E un pic mai deschis. Decât celălalt. Așa, poate că mai bine trebuia să aplic celălalt. Oh well, cred că n-am să ies din casă, dar mai ales pe cât se vede, eu am un subton neutru și ăsta este mai piersiciu, dar în fine, hai să vedem. Ăsta are un miros mult mai puternic, sincer. Are un miros... nici nu știu, de titri, nu știu. Și ăsta se întinde bine. Asta e un pic mai lipicios. Și am uitat să folosesc Beauty Blender-ul, dar oricum mai trebuie să reaplic. Ce diferență se vede! Da, ăsta e mult mai deschis și ăsta e mai închis. Oricum, parcă oxidează un pic acesta. Parcă s-a mai închis un pic, dar este mult mai apropiat de nuanța tenului meu, acesta de la Maybelline. Și cu asta par foarte palidă, sincer. Dar am să văd cum am să-l folosesc, poate la iarnă. Da, și acesta se așează mult mai bine cu Beauty Blender-ul decât cu pensula. Cred că este o chestie a acestor fonduri de ten, ca să se poată întinde mai bine. Da, și sunt jumătate așa, jumătate așa. Da, interesant, v-am zis, eu nu o să ies din casă așa, cu siguranță. Da, acesta de la Maybelline e mult mai uscat, deci se simte clar. Și acesta este un pic mai lipicios încă. Ca să fixez, am din fiecare brand o pudră. De la Maybelline am aceasta Face Studio Setting Powder. Acum cred că s-a schimbat numele și nu mai este așa denumită. Este o pudră liberă care mie îmi place foarte mult. O pudră liberă translucidă. E chiar foarte, foarte bună. Și am să aplic foarte puțin din ea, doar cât să fixez. Cred că tenul meu nu este destul de hidratat. Am să vă arăt imediat și de ce. Iau de la Anastasia, amestec aceste două nuanțe, pentru că una este prea galbenă și una este prea piersicie pentru mine. Asta este kitul de contur. E prima variantă. Am observat că tot au schimbat ambalajele la ele. Eu chiar o am de, nu știu câți ani, doi. Arăt mai ok, dar oricum se vede că asta este mult mai deschisă partea asta. Și acum să vă dau un zoom. Eu am observat, fiind cel de la Maybelline mai uscat, bine, e și problema mea pentru că eu am tenul acum mai uscat un pic de la exfolianți și se vede aici în partea asta că nu, cum să vă zic, a rămas un pic între pielea uscată. Se chiar vede. Per total, cred că ambele au acoperire medie, dar acesta de la Anastasia este mai hidratant. Voi vedea cum se comportă și în timpul zilei. Hai să vă arăt și gramajul. Nu este foarte mare diferență,
dacă ne uităm la gramaj, ăsta va părea mult, mult mai mic decât acesta, doar că cel de la Anastasia este mai subțire. Și ca și produs scrie aici că are Maybelline 7,5 grame, cel de la Anastasia 9 grame. Ei, un gram și jumătate parcă nici nu se observă. Nu știu ce să zic. Oricum se vede că este mult mai, mult mai gros cel de la Maybelline. N-ai nevoie chiar de foarte, foarte mult produs. Sunt curioasă cât va rezista. Cel de la Anastasia costă 135 de lei. E aproape triplu față de cel de la Maybelline. Dar acesta este mult, mult mai mat. Cred că ambele sunt potrivite pentru un ten gras. De obicei, fondurile de ten stick sunt mult mai ok pentru tenul gras. Bună tuturor! Am revenit să vă spun o altă părere despre aceste fonduri de ten. Tocmai ce am terminat de filmat un alt tutorial de machiaj pentru acest look și n-am mai aplicat absolut niciun pic de pudră. Nu am făcut efort mare, deci n-am alergat prin casă, stați liniștite, dar vreau să vă zic că fondul de ten de la Maybelline rezistă mult mai bine decât cel de la Anastasia. Este un pic dezamăgitoare această relatare, dar ăsta e adevărul. Am făcut și niște Insta story-uri și partea asta se vede mult mai încărcată decât aceasta. E mult, mult mai mat tenul pe partea cu Maybelline. E mult, mult mai accesibil, mult mai ieftin cel de la Maybelline, așa că este o surpriză pentru mine. Cel de la Anastasia mi se pare că a încărcat foarte mult tenul. Deci arată foarte, foarte încărcat. Dar aici pe lângă nas arată foarte, foarte încărcat, mai ales în zona asta și chiar nu am aplicat foarte mult. Ați văzut, ca și bază n-am aplicat altceva. Pudra am aplicat, pudra Anastasia din kitul de contur. Pe frunte să zicem că arată ok, dar oricum arată mult, mult mai încărcat. Chiar nu m-am așteptat să nu reziste atât de mult și pare foarte, foarte lucios aici, în timp ce cel de la Maybelline este mat. Într-adevăr am pus eu iluminator, dar se oprește aici. Nu am pus în această zonă și se vede diferența între cele două. Da, arată oricum mult mai diferit decât m-am așteptat, așa că astăzi câștigătorul este Maybelline Superstay, pentru că este mult mai rezistent pentru tenul gras. Poate acest fond de ten stick de la Anastasia va rezista mult mai bine în perioada rece pe tenul meu sau în orice anotimp pentru fetele cu tenul uscat, pentru că este mult mai hidratant. Și astea fiind spus, sper că v-a plăcut acest clip. Dacă mai vreți să vedeți astfel de comparații, scrieți-mi în secțiunea de comentarii și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!